Bun revenit, dragi abonați, la etalarea zilei de joi, 23 martie. Cu mare drag am ales două pachete, unul de tarot, acest tarot deck, și de asemenea înțelepciunea pentru vindecare. Da? Sunt carduri pe care le voi extrage. Vom lua fiecare zodie în parte, așa cum procedăm de obicei. Pentru ziua de 23 martie, cu siguranță există sărbătoriți și vă doresc la mulți ani cu sănătate și împlinirea tot ceea ce vă doriți. Dar pentru fiecare dintre dumneavoastră, că sunteți sau nu sărbătoriți, lansez această invitație de a vă bucura de o zi frumoasă. Nu uitați că felul în care dumneavoastră alegeți să reacționați la ceea ce se întâmplă, poate să schimbe puțin situația, cu puțină răbdare, cu puțină meditație, cu a alege cea mai bună reacție care să vină în suportul dumneavoastră. Începem, dragii mei, să pregătim cărțile. De asemenea, pentru voi am invitația de a intra într-o energie de recunoștință. Gândiți-vă la ce se întâmplă bun în viața voastră în acest moment. Gândiți-vă la motivele pentru care aveți bucurie, da? Pentru că așa este, viața e formată și din supărări, cu siguranță, dar lăsându-le într-un fel, într-un plan secund, dacă nu putem interveni asupra lor și nu le putem schimba, ne ajută, da, să ne păstrăm un gând cât mai senin cu putință. Sper că sunteți gata, pregătiți. Eu aprind această lumânare, cum procedez la fiecare etalare, pentru a vă găsi pacea din inimă, liniștea din suflet și pentru sănătatea trupească, da, ca problemele să se rezolve. Vom începe la minutul 2 și 30 de secunde cu zodia Berbec. Haideți să vedem, dragi berbeci, foarte clar, pentru voi cărțile au spus că acestea sunt. Într-adevăr, de obicei aleg doar trei cărți. Se pare că în cazul dumneavoastră există o anumită preocupare și bineînțeles că o să le interpretez cu mare drag. În primul rând, văd aici un 10 de monede întors. Poate că, într-un fel sau altul, sunteți oarecum îngrijorați pentru bunăstarea familiei sau ar fi fost nevoie să cheltuiți niște bani, ați fi vrut să cheltuiți niște bani pentru familia dumneavoastră. Da, sau poate că sunt mici, cum să vă spun, această zi de joi, sunt mici neînțelegeri. Traversați-le cu răbdare, cum se spune, și cu diplomație. De asemenea, am un 7 de cupe întors, care îmi spune că poate nu este o zi foarte, foarte potrivită pentru a crea ceva. Creativitatea dumneavoastră s-ar putea, da, să fie mai estompată în ziua aceasta. Totodată, văd însă că ați ieșit dintr-o confuzie. Ați fost poate nehotărâți, ați fost poate mai, cum spuneam, mai confuzi în legătură cu o situație. Cred că intervine o claritate pentru voi, dragi berbeci. Totodată, aș putea să spun cu următoarea carte întoarsă, care este 9 de spade, că o supărare s-a stins, se stinge, o veste bună vine să anuleze o supărare. 9 de spade întors înseamnă că o situație care era dificilă are mari șanse ca astăzi să se îndrepte. Foarte interesant zi, dragii mei. Totodată văd aici o regină de cupe întoarsă. Cred că doamnele din Zodia Berbec vor fi mai puțin emoționale și vor fi mai îndreptate spre partea rațională.
Aș putea spune de asemenea că poate interveni un schimb conflictual, să spun, de idei cu o persoană din rac scorpion-pești. S-ar putea să vă irite emoționalitatea acesteia. Și iată că am nebunul drept, care înseamnă o nouă șansă. Înseamnă că voi poate ați ieșit dintr-o sensibilitate care ținea de un conflict, de ceva, de o supărare, poate în familie sau... Ei bine, voi în această zi cu nebunul, cu cartea cu numărul 0, hotărâți, da, să începeți un nou capitol, să împăcați o situație, să lăsați la spate un conflict. Foarte înțelept, aș spune eu, dragi berbeci, iată magicianul, care este cartea voastră. Voi veți ști ce să spuneți și ce să faceți. Voi veți putea să convingeți oamenii. Cu resurse puține veți găsi posibilitatea să faceți destul de multe. Nu știu dacă veți fi ușor răgușiți, cum sunt eu, cum simt acum. Deci, cred că este bine să spuneți ce aveți pe suflet, spuneți astăzi, pentru că magicianul acesta vă ajută să folosiți un potențial pe care voi îl aveați, o aptitudine, dar o soluție care vine de la voi. Găsiți, dragii mei, o soluție, să aplanați un conflict, să reluați o situație, o treabă. Da, foarte interesant. Să vedem pentru dragii berbeci, dragi doamne și dragi domni, ce carte vine spre voi. Păi, iată, să practicați arta transformării. Nu știu dacă veți avea efectiv de lucru în grădina voastră, veți planta flori, veți pune semințele unor idei, unor gânduri interesante. Veți, cum se spune, veți uda aceste semințe ale gândului prin ceea ce citiți, prin afirmațiile pozitive, prin încrederea pe care o aveți. Arta transformării stă în fiecare dintre noi, din clipa în care, și iată că nu mai sunt răgușită, din clipa în care ne decidem ce vrem să facem. Pentru că de îndată ce noi avem foarte clar în minte, da, voi ieșiți dintr-o confuzie astăzi și mă bucur pentru dumneavoastră. Vă doresc o zi reușită din toate punctele de vedere și bineînțeles că vă aștept cu drag și la alte etalări să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Am ajuns la minutul 8 și 2 secunde pentru a începe etalarea zodiei Taur. Să vedem, dragi doamne și dragi domni din Taur, ce părere au cărțile de tarot pentru voi. Cum va fi ziua de joi, 23 martie? Dragii mei, în primul și în primul rând, în prima parte a zilei văd soarele. Voi vă treziți bine dispuși. Sunteți poate dornici să petreceți un timp în aer liber sau aveți o călătorie, aveți o bucurie, o veste bună care poate să vină pentru voi. Este o rezolvare, da? Sau efectiv vă gândiți la o călătorie, la o vacanță. Sufletul vostru este bucuros și iată cu acest patru de monede. Aș înclina să cred că pentru voi este important astăzi să vă simțiți prosperi. Vine un echilibru. Patru stâlpi ai casei, patru picioare ale mesei, îmi vine mie să spun mereu. Cu patrul acesta de monede, voi sunteți înclinați să economisiți, să vă gândiți de 2 ori înainte să cheltuiți bani în această zi. Văd că vine o stabilitate pentru voi, ceea ce, bineînțeles, că vă încântă sufletul. Spre seară, dragii mei tauri, veți afla un adevăr, se va revela un adevăr. Acest spânzurat îmi spune că voi
Poate faceți o concesie pentru o persoană dragă. Poate voi încercați chiar să stați într-o poziție incomodă, parcă faceți un sacrificiu, munciți știind că veți obține ulterior niște rezultate. Posibil să vreți să vedeți o situație din altă perspectivă. Aveți o epifanie, cum se numește această, cum să vă spun, binecuvântare, da? Este ca și cum faptul că voi ați avut o poziție mai puțin privilegiată vă aduce acum niște beneficii și înclin să cred că voi parcă faceți o concesie pentru cineva drag, parcă voi, nu neapărat că vă sacrificați pentru ei, dar așa am impresia că lăsați de la voi într-o anumită chestiune și bine faceți, aș zice eu. Leii, semnele de pământ, adică taurii, fecioarele, capricornii și persoanele din zodia pești, pot să fie importante pentru voi. Să vedem, dragi tauri, ce părere are acest oracol al înțelepciunii. Iată, să reflectați asupra ego-ului și a mândriei voastre. Exact cartea aceea a spânzuratului, da? Voi astăzi, spre seară, veți renunța la o mândrie și veți pune pe primul plan înțelegerea din relație. Veți fi mai puțin orgolioși și e foarte, foarte bine, dragii mei, pentru că veți avea multe de câștigat prin această atitudine deschisă. Vă dați seama că printr-o mândrie și un ego puternic puteți să rămâneți singuri. Da, e o chestiune între prieteni, cu partenerul de viață. Foarte interesant este că aveți această înțelepciune de a lăsa de la voi într-o anumită chestiune. Aveți poate mai multă răbdare și vă este de folos pentru că veți fi recompensați pentru acest gest frumos. Vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag și sper să urmăriți și alte etalări, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Minutul 12 și 30 de secunde vine pentru zodia Gemeni. Să vedem. Ziua de joi, 23 martie, da, ce va aduce pentru voi? Ce predispoziții există pentru dragii mei Gemeni? Voi extrage cele trei cărți ale voastre. E întoarsă judecata imediat. Să vedem cartea cu numărul 2 spre prânz. Veți avea întoarsă și 9 de bâte. Da, bun. Și încă o dată, dragii mei, e dreaptă împărăteasa. Wow! Aici la voi spun așa că s-ar putea dimineață sau ceva timp în urmă cineva să vă fi judecat greșit. Judecata întoarsă îmi spune că lucrurile încă nu sunt definitivate. Dacă încă sunt negative, înseamnă că situația mai are încă de parcurs pașii spre definitivare. A doua carte spre prânz, acest 9 de bâte întors, îmi spune că voi nu veți mai simți greutatea unei situații. Dragii mei, erați destul de împovărați, voi duceați greul. Și aici, într-un fel sau altul, o judecată greșită se corectează. Anumite persoane sau partenerul, o persoană importantă pentru voi sau la serviciu, se pare că veți fi degrevați de niște eforturi, de niște responsabilități. Și împărăteasa este cartea care încununează, să spun, poziția dumneavoastră privilegiată. Dacă sunteți doamne, ei bine, grupați cele patru regine. Practic, vă simțiți foarte, foarte bine tratate. Poate că voi decideți că sunteți aceste împărătese, da? Văd faptul că o parte dintre voi să fiți preocupați de copii, de sarcină, de o naștere chiar. Împărăteasa vine cu autoritate. Fie că vă sare în
apărare, o doamnă, dacă sunteți domni sau vă preocupă mama dumneavoastră, ei bine, veți reuși să scăpați de o grijă anume, da? Eu văd aici că se mai ușurează o anumită situație pentru voi și are loc o abundență. În a doua parte a zilei vine o abundență, vine o degrevare de niște sarcini. Foarte interesant, ar putea să interacționeze bine cu voi persoanele din balanță, din berbecleu săgetător și persoanele din zodia Taur. Hai să vedem cartea de înțelepciune, ce sfat vă dă acest oracol. Iată, să vizualizezi mintea și trupul tău sănătoase, da? Să vizualizezi efectiv o stare din aceasta de echilibru pe care o vei putea obține. Deci tu probabil că te-ai străduit miercuri sau în general a fost o perioadă în care ai făcut destul de multe, ai avut destul de multe îndatoriri. Vizualizarea acestui corp sănătos și a minții tale liniștite este o chestiune de alegere. Aș înclina să cred că veți merge pe jos, veți face o plimbare, veți deschide fereastra dacă sunteți la serviciu, veți privi copacii cum au înflorit, cum au înverzit. Vă veți prelua această vizualizare renaștere interioară din natură, într-un fel sau altul. Foarte frumos, dar contează mult să împrăștiem gândurile negative, să avem răbdare și încredere. Dar acum înfloresc copacii, vor înflori și dragii noștri gemeni. Vă doresc o zi minunată, să vă meargă bine, vă îmbrățișez și vă invit, bineînțeles, și la alte etalări. Am ajuns la zodia Rac, minutul 17 și 5 secunde. Să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din zodia Rac ce părere au cărțile cu privire la ziua de joi, 23 martie. Păi, dragii mei, în primul rând, da, de la primele ore ale dimineții văd o bucurie, treiul de cupe. În relație, în familie, cu prietenii, la locul de muncă, voi aveți ceva de sărbătorit. Atenție la relații trio, la anumite flirturi care pot apărea. Cu treiul acesta de cupe vă gândiți poate la o călătorie, la un eveniment, unde să petreceți Paștele, de exemplu. Hai să vedem la... Bine, e foarte departe, până pe 16 aprilie. Să vedem la acest paj de spade, da? Prânzul vă induce o mare curiozitate. Voi veți fi extrem de atenți la ce se întâmplă în jur. Veți dori să aflați cât mai multe informații despre o anumită chestiune. Vă ajută această atitudine, dragii mei. Și iată, regina de cupe este întoarsă. Ce pot să vă spun este că posibil ca cineva, da, să vă provoace, iar voi să fiți plini de idei. Și se pare că emoționalitatea sau sensibilitatea dumneavoastră, dragi raci, va fi mai puțin evidențiată. Deci vă văd foarte guralivi, foarte raționali și atunci s-ar putea persoana dragă să fie ușor, persoana dragă sau prietenii să vadă în voi o ființă care încearcă să-și apere interesele, da? Să se bage în viața celorlalți, dar sunteți mici spioni, așa aș spune eu. Însă ce se întâmplă? Bucuria pe care o aveți dimineață, da? Vă determină să fiți ceva mai practici, aș spune eu. Deci voi aveți niște idei cu acest valet paș de spade, niște idei strălucite, da? Parcă nu mai sunteți visători, sunteți mai pragmatici în această zi și cred că bine faceți.
Adică nimeni nu poate să vă păcălească, ci voi sunteți poate cei care vor putea să manipuleze ușor persoanele din jur. Pajul acesta de spade spune de asemenea că s-ar putea o persoană, după ce află ceva vești, să le ducă mai departe, da? Să poarte vorba, cum se spune. Veți interacționa cu persoane din rac, scorpion, pești, geme, malanță, vărsător, da? Cam acestea ar fi, să spun, persoanele care vă impactează. Și să vedem pentru dragii mei raci, care este sfatul de înțelepciune. Iată, să fiți destul de reticenți în a menține un conflict. S-ar putea la prânz să vă supere cineva sau să spună poate o nedreptate sau să vă irite. Cartea aceasta spune să respirați adânc, să numărați până la 10. S-ar putea ca o mică răzbunare să creeze, cum să spun, și din partea celelalte persoane o răzbunare și tot așa. Voi astăzi cred că vă împăcați. Cred că astăzi ori puneți punctul pe i, puneți la punct o persoană și atunci aceasta nu va mai șicana, ori veți încerca să faceți în așa fel încât să topiți un conflict în găsirea unei căi de mijloc. Da? Nici ca voi, nici ca cealaltă persoană. Sper să vă ajute acest mesaj din partea oracolului și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Sper să vă abonați și să urmăriți și alte etalări. Cu mare drag le fac pentru dumneavoastră. La minutul 21 și 43 de secunde începe etalarea zodiei Leu pentru ziua de joi 23 martie 2023. Dragi lei, gândiți-vă că 23 este, da, apare ca 23.03 martie.23. Este o zi importantă, da? Puteți să cugetați asupra acestui aspect. Iată un as de bâte care este întors. Asta ce îmi spune mie, că astăzi veți fi puțin în pană de idei. Astăzi poate că nu puteți neapărat începe un capitol până când nu terminați sau definitivați alte treburi, alte business-uri, alte aspecte. Deci, dacă vreți, cartea vă invită să vedeți ce anume nu ați încheiat, ce anume nu ați pus în termen. Parcă ați rămas în urmă cu niște treburi și astăzi le refaceți sau le definitivați. Șasele de monede, dragii mei, reprezintă cartea de prânz cu prosperitate. Se pare că voi, de îndată ce veți definitiva o treabă la serviciu, veți fi mai ancorați în a duce, a concretiza planurile pe care le aveți deja începute și nu vă veți ancora spre noi începuturi, noi sarcini, se pare că în felul acesta atrageți abundența. Șasele de monede arată rezolvarea unei chestiuni financiare, fie că cineva vă ajută cu niște bani, fie voi câștigați acești bani dintr-un contract, este ceva, este o prosperitate, fie este pur și simplu dorința voastră de a vă arăta mărinimia și filantropia față de alte persoane. Și să vedem cartea de seară, cum se spune, este întoarsă cartea 3 de bâte. Voi astăzi nu plecați la drum, astăzi nu mergeți mai departe. Se pare că nu veți fi deloc superficial, se pare că voi veți privi în detaliu fiecare aspect. Treiul de bâte întors îmi spune că încă nu mergeți mai departe, încă zăboviți asupra unor chestiuni pe care, într-un fel sau altul, vreți să le faceți așa cum trebuie și nu neapărat de mântuială. Nu spun că vreți
să faceți nimic, ceva de mântuială. Vreau să spun doar că veți fi ceva mai mai tipicari, mai atenți la detalii. Și iată să observați niște sincronicități, dragilei. Se pare că sunt anumite coincidențe, sunt anumite semne care vă pot pune pe gânduri. Nimic nu este întâmplător în această zi. S-ar putea cineva să vă roage să definitivați ceva din trecut, să vină oameni din trecut, chestiuni care au nevoie de răspunsul, de ajutorul, de susținerea voastră. Deci observați aceste sincronicități, interpretați niște semne și posibil să vă ajute, da, acest lucru. Oamenii de pe stradă, vorbind între ei, ar putea, da, nu știu, stați la coadă sau efectiv stați lângă doi colegi de birou și ei spun ceva. S-ar putea să fie un mesaj pe care vi-l adresează, care vă este adresat vouă. Deci ei vorbesc între ei și vă despre o chestiune care vouă vă amintește de ceva anume. Deci nimic nu este la voia întâmplării. Fiți foarte, foarte atenți la gesturile și cuvintele și faptele care se întâmplă în jurul vostru. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și m-aș bucura să reveniți și la alte etalări. Vă îmbrățișez, o zi minunată! Am ajuns la Zodia Fecioară, la minutul 26 și 19 secunde. Haideți să vedem, dragi doamne și dragi domni din Zodia Fecioară, ce părere au cărțile de tarot pentru ziua de joi 23 martie. În primul rând, dimineața, văd un 10 de pâte, voi aveți o listă lungă. Și cu priorități și deci vă împovărați. Dar o parte dintre chestiunile pe care vreți să le faceți și de care vreți să vă ocupați chiar nu sunt în responsabilitatea dumneavoastră. Cartea aceasta spune rugați-i pe cei care răspund de ceea ce aveți de făcut să vă dea o mână de ajutor. Altfel, spre prânz veți fi deja epuizați. Să vedem cartea prânzului, iată soarele. Se pare că dorința voastră de a rezolva cât mai multe va duce la îndeplinirea cu succes a unui capitol, pentru că acest 10 de pâte spune și faptul că ajungeți la definitivarea unui proiect. Voi rezolvați o treabă importantă și bineînțeles că acest soare vă și spune că da, s-ar putea chiar să vă ocupați de grădină, sau în sub razele soarelui să munciți. Totodată, poate este o zi minunată acolo unde locuiți dumneavoastră ca vreme, da? Sau efectiv munca voastră este răsplătită cu această bucurie, această strălucire pe care o văd în sufletul și în inima voastră. Fie că vine din exterior această bucurie, dar soarele în general aduce sănătate, aduce spor. Și iată, este întoarsă cartea cinciului de cupe. Dragi fecioare, pentru voi se duce în urmă o tristețe. Cinciul de cupe este întors. Asta înseamnă că o tristețe se duce pe apa sâmbetei. Voi efectiv veți avea o bucurie. Poate că fie scăpați de niște îndatoriri pentru faptul că delegați alte persoane care vă, normal, că mai mulți prieteni, mai mulți colaboratori care lucrează în echipă vor duce la bun sfârșit mult mai repede o anumită sarcină. Dar văd faptul că voi nu mai sunteți triști. Voi încheiați seara cu voie bună, cu zâmbetul pe buze. O supărare se elimină, indiferent de domeniu, da? Vă simțiți mai bine, sunteți mai sănătoși, sunteți mai bucuroși. Foarte, foarte frumoasă este atmosfera pentru dragile fecioare. Să vedem și cartea Oracol ce părere are. Iată, ar fi foarte bine să vă evaluați relațiile, să vedeți care dintre prieteni, care dintre colaboratori sunt într-adevăr în acord cu voi.
Parcă este important să vorbiți astăzi cu persoana dragă despre ceea ce simțiți, despre scopurile pe care le aveți. Văd aici o deschidere a voastră de a vedea dacă nu cumva o parte dintre colaboratori se bucură, da, de prietenia, de cooperarea cu voi, dar nu oferă în aceeași măsură înapoi. Și poate voi chiar veți încheia astăzi niște supărări, niște relații, niște colaborări în care doar voi aduceați, să spun, binele. Dar sper din tot sufletul să fie o zi minunată, așa cum se întrevede. Voi scăpați de o supărare, dragii mei. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o zi minunată, invitându-vă să vă abonați. La minutul 30 și 30, iată, am ajuns la dragile noastre balanțe. Fie că sunteți doamne sau domn din zodia balanță, pentru ziua de joi, 23 martie, avem următoarele mesaje. În primul rând, avem întoarsă regina de bâte, ceea ce îmi spune așa, că pentru balanțe, astăzi nu va fi foarte important să epateze, să fie, cum să vă spun, nu va conta așa de mult părerea celorlalți. Veți fi foarte stăpâni pe voi, veți fi foarte, cum să vă spun, nu veți dori să fiți în centrul atenției. Parcă preferați, da, să aveți o poziție mai neutră, nu sunteți în primele linii. De asemenea, vă văd mai calme, doamne, dragi doamne, mai calme, mai liniștite, dar nu vreți să mutați munții din loc. Iar domnii s-ar putea să nu colaboreze prea bine cu o persoană din berbec leu săgetător, da? Aș spune că fie nu o mai aveți la suflet pe această persoană, fie nu este în interesul vostru să colaborați cu aceasta. Și iată cavalerul de cupe, fie voi aveți, fie doamne sau domni, o anumită altercație în dimineața, da, cu o persoană, persoana dragă sau... Dar oricineva vă supără, ideea este că acest cavaler de cupe, care este drept, vine cu o împăcare, o ofertă foarte frumoasă. Poate voi nu vă simțeați așa valoroși, poate voi aveați impresia că nu sunteți suficient de atractivi, dar ceva la prânz vine tocmai să deturneze această impresie greșită pe care v-ați făcut-o pentru dumneavoastră. Cavalerul de bâte reprezintă o ofertă, un compliment, o împăcare, faptul că voi reveniți la emoții mai pozitive, veți fi părinți buni, prieteni buni, veți sfătui sau poate vine această persoană din Rac Scorpion Pești cu, cum să spun, care vă schimbă starea de spirit. Ori voi sunteți cei care împărțiți armonie în jurul vostru. Spre seară, dragi balanțe, văd totuși optul de monede întors. Ce îmi spune acest lucru? Că poate că voi nu vă mai străduiți chiar atât de mult în partea, cum să vă zic, în partea a treia a zilei, spre seară, vă doriți să petreceți mai puțin timp lucrând. Optul de monede arată un om care muncește asidu și în detaliu. Parcă voi vă oferiți această seară de relaxare împreună cu persoanele dragi, cu familia, poate ieșiți afară. Nu vă mai văd atât de conștiincioși, pentru că adevărul este că nu trebuie să muncim de dimineața până seara și parcă voi vă dați voie. Sunteți mai înclinați să vă bucurați de o seară relaxantă, care să vă încarce bateriile, da? Hai să vedem care este sfatul oracolului, să identificați schimbarea.
Poate că veți petrece timp în natură, admirând copacii înfloriți într-o plimbare. Sau aceste flori sunt gândurile voastre, sunt semințele pe care le plantați, ce vreți să obțineți. Dar prânzul este parcă o perioadă în care voi chiar reflectați, măi, dar ce mi-aș dori? Haide să fac în așa fel încât să concretizez niște gânduri bune, să mă concentrez mai mult pe ceea ce pot face și mai puțin pe ceea ce nu pot face. Deci vă văd destul de hotărâți să înfloriți, dragii mei, la propriu sau la figurat. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și sper să vă bucurați de o zi de joi excelentă. Vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Și iată cum am ajuns la minutul 35 și 20 de secunde la Zodia Scorpion. Dragi doamne, dragi domni din Scorpion, ce părere au cărțile, da? Ce părere au cărțile de tarot pentru această zi de joi 23 martie? Păi avem așa, dragii mei, prima carte vorbește despre un 4 de cupe întors. Asta înseamnă că voi chiar sunteți bucuroși de orice ofertă vine. 4 de cupe, dacă ar fi fost drept, ar fi însemnat dorul de cineva, nemulțumirea a ceea ce primiți voi. Dragi scorpioni, sunteți extrem de bucuroși de dimineață, de tot ce vine pozitiv spre voi. Nu sunteți pretențioși, nu vă văd deloc mofturoși, cum se spune. O altă carte întoarsă este cinciul de cupe. Voi lăsați, da, cinciul de cupe drept ar fi fost cartea tristeții. Voi efectiv astăzi sunteți cu zâmbetul pe buze, voi lăsați o tristețe în urmă. Poate chiar intervine ceva care vă bucură, dar aici aveați o stare de apatie, aici aveați o stare de nemulțumire care nu mai există. Dar fie că ați simțit-o, fie că astăzi chiar nu vă mai nemulțumește nimic, nu sunteți triști, dar e foarte, foarte interesantă această atitudine, pentru că veți vedea cât de multe veți reuși să faceți. Spre seară, dragii mei, avem întors carul. Scorpionii astăzi nu vor să facă prea multe deplasări, nu vor să se agite prea mult, lasă lucrurile la, nu neapărat la voia întâmplării. Aveți foarte multă încredere în divinitate, în univers. Voi se pare că v-ați pus dorințele și le-ați lăsat, le-ați eliberat în univers ca pe niște baloane cu heliu. Cartea aceasta a carului întors îmi spune că nu vreți să mergeți cu mașina pe nicăieri, vreți poate să stați mai liniștiți, îmi spune că nu vreți să manipulați pe nimeni, deci oamenii în jurul vostru vor fi extrem de acceptați, exact așa cum sunt ei. Deci nu văd deloc negativitate, deși o folosesc în afirmațiile mele. Sunteți pozitivi, sunteți recunoscători și să știți că această atitudine de recunoștință vă poate aduce mult mai multe decât îndârjirea de a încerca să controlați situații sau persoane. Puteți interacționa destul de important cu racii în special, dar și cu scorpionii sau peștii, da, pentru că văd semne de apă care îmi spun așa, că voi nu sunteți astăzi sensibili în aspectul negativ. Voi nu lăsați emoțiile negative să se apropie de voi. Efectiv, păstrați puterea gândului, da? O putere a gândului orientată spre pozitivitate. Hai să vedem, iată, spune așa, să observați conversațiile voastre. Cartea era ușor întoarsă. Aș spune așa, că trebuie să vă observați dacă subiectele pe care le discutați cu ceilalți oameni sau pur și simplu preocupările gândurilor dumneavoastră merită atâta energie sau nu. Dacă nu, cumva atunci când vorbiți cu alți oameni, sunt genul acesta de subiecte care nu neapărat
vă ajută într-un fel pe dumneavoastră. Dar parcă voi sunteți mai atenți la ce spuneți, parcă optați pentru a vorbi cu pozitivitate și mai puțin că nu veți reuși, că nu veți face. Parcă astăzi sunteți foarte înclinați spre reușită și spuneți, am încredere în mine, am încredere în ceilalți, sunt o persoană prosperă, sunt o persoană care știe încotro merge. Dar toate lucrurile sunt foarte clare în mintea dumneavoastră, foarte interesant. Deci voi vă veți observa conversațiile și veți elimina negativitatea, mai ales asupra aspectelor pe care nu le puteți controla. Eu vă doresc, dragii mei scorpioni, o zi minunată. Sper să vă bucurați, da, de tot ce poate fi mai bun. Vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Pentru că sunt multe etalări pentru scorpion. La minutul 40 și 34 de secunde începem etalarea pentru săgetători. Haideți să vedem, dragi doamne, dragi domn, din zodia săgetător. Ce părere au cărțile despre ziua dumneavoastră de 23 martie? Care sunt aspectele importante? Soarele, dragi săgetători, anunță o zi foarte frumoasă, cu o bucurie, vă treziți bine dispuși. Este o zi însorită pe care poate chiar o petreceți în grădină, în natură. Poate vine o bucurie din partea unui copil sau voi aveți acea bucurie copilărească în sensul pozitiv. Poate fi și o persoană din zodia Leu cu care să interacționați. Aici văd un cavaler de monede. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă ar fi fost drept, ar fi fost o ofertă care vine spre voi foarte încet. Se pare că voi auziseți că urmează să primiți niște bani, un avantaj care mai dura, da, după un timp. Ei, se pare că veți avea acele avantaje mai repede decât vă așteptați. Cavalerul acesta de monede venea foarte încet, cu o ofertă, cu o prosperitate. Ei bine, se pare că lucrurile decurg mult mai accentuat și mult mai ritmic decât v-ați fi așteptat. Și prânzul este chiar o, da, sau poate, o ofertă care avea un, o derulare foarte lentă, nu mai este de actualitate. Renunțați voi la ea, ziceți, măi, dar eu nu aștept, eu vreau aici și acum. Și s-ar putea ca universul chiar să vă ofere ceva mai bun. Totodată văd și o judecată întoarsă care îmi spune așa, că s-ar putea să nu vă împăcați cu cineva, s-ar putea să nu fiți judecata întoarsă, spune, fie că nu vreți să vă împăcați, fie că încă nu este definitivată o situație, trebuie să o mai urmăriți, da? Totodată aș înclina de asemenea să cred că încă nu sunteți siguri de ce urmează să faceți, dar nici nu mai sunteți, să spun, învinuiți pe nedrept, da? Adică uneori, dar parcă nici nu vreți să vă luați o apărare, genul acesta îl văd. Parcă voi sunteți atât de bucuroși de ceea ce se întâmplă în prima parte a zilei, încât faptul că nu mai vine o ofertă care oricum dura foarte mult, vă aduce multă încredere. Deci voi chiar și spuneți, încă n-am demonstrat tot ce aveam de demonstrat și aveți foarte multă încredere în voi, da? Parcă preferați să nu vă împăcați cu o persoană toxică, aș înclina tot așa să cred, care nu era stabilă, pentru că, în general, cavalerul acesta de monede, când este drept, anunță o stabilitate care vine pe termen lung. S-ar putea stabilitatea asta să și vină imediat sau, efectiv, voi să vă dați seama că încă mai aveți de demonstrat, da? Și vă păstrați lumina aceasta din suflet. Hai să vedem. Să vedem ce părere are și acest pachet de oracol. Ce spune el?
Iată. Trebuie să, sau ar fi indicat, nu trebuie nimic, dragii mei, ar fi indicat să vă gândiți ce este mai bine pentru voi, pentru sănătatea voastră. De exemplu, alegeți să vă culcați mai devreme, alegeți mai, cu mai mare grijă ceea ce mâncați, sunteți persoane echilibrate, nu sunteți nici prea, cum să vă spun, nu vă enervați, aveți mai multă răbdare. Toate aceste aspecte vă oferă dumneavoastră o sănătate mai bună. Parcă nu lăsați niciun gând negativ să vă strice buna dispoziție. Vă văd foarte selectiv, dragi săgetători, și lucrul acesta, bineînțeles, că este în sănătatea dumneavoastră, da? De asemenea, poate sunteți preocupați de sănătatea unei persoane dragi și o sfătuiți, îi dați și ei ponturi, fără să spuneți că trebuie, ci că ar fi indicat, da? Sper din tot sufletul să vă bucurați de o zi minunată. Cu mare drag vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, pentru că, iată, am ajuns la zodia Capricorn, la minutul 45 și 45 de secunde. Dragi Capricorni, haideți să vedem ziua de joi, 23 martie, cu ce energie vine spre voi. Ia să vedem. Pachetul de tarot este pregătit și avem așa. Vă văd ușor răgușiți, poate că în această zi este foarte important să spuneți celorlalți ce aveți pe suflet. Eu văd aici un 8 de băte, care ce înseamnă? Nu, sunteți mai calmi, sunteți mai liniștiți și mai puțin agitați. De obicei, 8-ul de băte, dacă era întors, dacă era drept, era plin de vești, de telefoane, se anunță o dimineață calmă pentru voi. De asemenea, cum să vă spun, vă puteți gândi la ale dumneavoastră, nu vin nici multe îndatoriri. Se pare că în această zi de joi, da, este o dimineață liniștită sau o primă parte a zilei liniștită. Totodată, văd și un patru de cupe întors, ceea ce este foarte bine, pentru că dacă ar fi fost drept, ar fi însemnat plictiseală. Voi nu sunteți plictisiți, adică pur și simplu chiar vă bucurați, da, de o zi liniștită. Nu sunteți dezamăgiți de nimic, pur și simplu alegeți să vă bucurați, da? Pentru că văd așa, de obicei erau oferte care vă nemulțumeau. Ei bine, vin oferte și voi vă bucurați, da? Alegeți să vă bucurați de tot ceea ce vine. Nu păreți a fi foarte pretențioși. Și s-ar putea ca această atitudine să atragă mai multe decât o îndârjire în a primi neapărat ceva. A treia carte este 8-ul de monede. Voi chiar întors, da? Voi chiar sunteți astăzi foarte hotărâți să vă relaxați, pentru că 8-ul de monede în partea a treia a zilei ar fi, dacă ar fi fost drept, ar fi arătat că voi munciți din zori și până în seară. Ei bine, nu. Se pare că voi faceți lucrurile astăzi pendelete, nu vă zorește nimeni, nu vă stresează nimeni, sunteți bucuroși, se pare că atitudinea aceasta de relaxare și de a face lucrurile în ritmul lor să vă aducă până la urmă mult spor, chiar dacă nu faceți nu știu câte treburi odată sau sarcini odată, cum uneori urmăriți, astăzi vă văd mai relaxați, să petreceți poate cu cei dragi, cu persoana voastră, da, înșivă. Dar vă văd mulțumiți de ceea ce este, tocmai pentru faptul că nu va fi o zi agitată și aveți timp pendelete să vă puneți gândurile în ordine, să petreceți alături de ceilalți, da? Să vedem pentru dragii mei capricorni care sunt părerile din partea oracolului. Care este cartea pentru voi? Să faceți mai puțin. Ce îmi place când se adună aceste cărți în aceeași direcție. Se pare că luni, marți, miercuri voi ați fost cam agitați.
acum parcă faceți mai puțin, adică mai puțin, mai bun, mai spre interesul vostru, pentru că voi parcă gândiți în felul următor, măi, eu fac destul de multe pentru ceilalți, dar ceilalți ce fac pentru mine? Și veți face mai puțin pentru oamenii care nu au fair play, oamenii care nu vă oferă la fel cum oferiți și dumneavoastră. Și într-adevăr, mi se pare un lucru foarte înțelept, da? Această înțelepciune spune să faceți doar pentru cei care merită, să nu faceți nimic împotriva voinței dumneavoastră, dar sunteți orientați spre a primi binecuvântările divine. Fiecare lucru pe care îl primiți astăzi sau aspect care se rezolvă este o binecuvântare pentru voi. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o zi minunată, dragii mei capricorni, și am ajuns la vărsător, la minutul 50 și 30 de secunde. Haideți să vedem pentru zodia vărsător ce părere au cărțile de tarot, dragi vărsători. Doamne și domni, ce părere au cărțile despre ziua de joi 23 martie? Văd aici o regină de bâte întoarsă. Nu știu dacă voi nu cumva aveți un conflict cu o persoană din berbecleu săgetător sau astăzi sunteți dimineața, doamnele, puțin contrariate, parcă nu vă simțiți suficient de atrăgătoare. Poate nu aveți încredere în voi sau nu vreți să fiți în centrul atenției, dar astăzi vă simțiți bine și aveți o încredere în voi suficientă încât nu e nevoie să epatați cu absolut nimic. Să vedem în continuare cărțile ce spun. Păi iată, soarele, și bine faceți. Dacă a existat un anumit conflict, se pare că se stinge până la prânz sau bucuria care vine, soarele acesta arată o veste bună, faptul că vine ceva, se rezolvă ceva. Poate alegeți să petreceți prânzul sub razele soarelui, să vă mâncați pachetelul, da, sub razele soarelui, sau să mâncați în grădină, sau soarele acesta anunță o călătorie, anunță poate o discuție despre o călătorie. Ceva vă înseninează viața, dragi vărsători. Hai să vedem cea de-a treia carte, da? A treia carte este compromisul. Voi o să faceți o înțelegere. Sau spre seară ceva o să vă enerveze. Înțelegerea aceasta pe care o faceți este ca un fel de compromis. Fie lăsați de la voi ceva, parcă pentru bucuria asta voi trebuie să renunțați la ceva, la o dependență. Sau pentru bucuria asta voi trebuie să vă călcați pe inimă într-o privință. Nu știu dacă nu cumva cineva din Capricorn poate să intervină în această seară, da, și care să vă provoace, pare o provocare, da, acest, e o carte a exceselor care spune aveți grijă, nu mâncați prea mult, nu vă culcați târziu, nu fiți nerăbdători, e o dependență care se poate manifesta, da, spre seară. Rămâne ca voi, prin controlul pe care îl aveți asupra persoanei voastre, să nu vă enervați, da? Sau, v-am zis, să fiți deschiși de a negocia. Rămâne însă să ne spună și pachetul acesta de oracol, da? În ce legătură sau ce conexiune să facem cu aceste cărți de tarot primite? Păi iată, urmați-vă visurile, da? Era un pic întoarsă, parcă voi parcă nu v-ați gândit de mult la ceea ce vă doriți cu adevărat. Urmați-vă visurile, aduceți-vă aminte ce v-ați propus acum mult timp, vedeți ce ați rezolvat, ce ați lăsat în urmă, ce ați pierdut pe parcurs și reluați un vis în care voi ați crezut. Mergeți spre steaua aceasta norocoasă. Credeți în voi mai mult. Dacă dimineață ați simțit dimineață că nu prea aveți așa chef, că
că nu vă simțiți importanți. Prânzul vă restabilizează, după care seara iar, parcă intervin niște nervozități. Urmați-vă visurile. Acestea sunt importante. Noi când vizualizăm un viitor cât mai detaliat, atunci nu mai contează nimicurile de zi cu zi. Dacă noi avem niște țeluri, niște scopuri peste o anumită perioadă de timp și sunt foarte clar delimitate, sunt foarte clar, s-ar putea să nu mai conteze că este o zi mai dificilă când scopul nostru știm ce vrem să ne aducă. Da. Dragii mei vărsători, sper să aveți o zi minunată, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă invit să vă abonați și iată, la minutul 55 și 23 de secunde, am ajuns la Zodia Pești. Să vedem ziua de 23 martie, ce anume aduce pentru cei din Pești. Da? Hai să vedem. Dimineața, prânz și seara, care sunt energiile? Păi, în primul rând, văd aici o schimbare, o transformare. Voi vreți în această zi să schimbați ceva. Poate să fie și o persoană în Scorpion care să vă aducă o veste. Sau voi opriți finanțarea unui proiect, voi închideți un capitol. Da? În această dimineață sunteți hotărâți, nu știu, să renunțați la o anumită dependență, de exemplu. Da? Vreți să nu mai consumați energie într-o anumită chestiune. A doua carte, 4 de cupe, iată, e întoarsă, da, dacă ar fi fost dreaptă, ar fi reprezentat o nemulțumire, o tristețe. Voi astăzi decideți să vă bucurați de tot ce vine spre voi. Percepeți fiecare eveniment, fiecare situație ca pe o binecuvântare. Da? Voi renunțați la dor, renunțați să mai simțiți lipsa unei persoane sau a unui aspect din viața voastră. Să vedem spre seară, dragii mei, da? Deci e un lucru bun că renunțați la tristețe. Și iată magicianul, ce bine face, da? Voi spre seară veți ști exact ce să spuneți, ce să faceți. Oamenii vor fi foarte atrași de voi. Ca magicieni aveți niște ași în mânecă, aveți niște avantaje, un potențial pe care nu l-ați manifestat. Magicianul poate să fie și o persoană care vine spre voi, un berbec, de ce nu? Interacționați cu Scorpion, cum spuneam, cu Pești, cu Rac. Dar vine spre voi ceva care schimbă puțin situația. Se întâmplă o magie, da, aș zice eu. Fie că voi convingeți pe cineva, fie cineva vine și vă schimbă pur și simplu starea. Se întâmplă o sincronicitate, dragii mei, și să vedem ce părere are și acest pachet de oracol al înțelepciunii. Care este mesajul pentru cei din Zodia Pești? Iată, să vă evaluați relațiile. S-ar putea astăzi să renunțați să mai alocați energie unei relații care nu merită. Sau, dimpotrivă, s-ar putea ca astăzi să acordați mai multă atenție persoanei dragi. Veți fi deschiși să comunicați cu partenerul, partenera și legat de colaborări. Veți vedea cu cine merită să continuați să lucrați, cu cine nu. Sunteți orientați spre această, cum să vă spun, spre a vedea cine e fair play, cine oferă cât oferiți și voi. Vă evaluați puțin energia pe care o consumați în direcția celorlalte persoane și bine faceți, pentru că unele nu merită. S-ar putea să decideți astăzi să nu mai investiți emoțional într-o prietenie sau într-o relație. Totul este ca relația cu voi înși vă, dragii mei, din Zodia Pești, să fie una armonioasă. Ca ceea ce gândiți, acel lucru să-l și faceți, să-l și spuneți. Pentru că nu e bine să renunțați la voi de dragul celorlalți, ci voi să fiți bine cu,
cu mintea și cu sufletul vostru. Vă îmbrățișez, vă doresc o zi minunată și m-aș bucura să vă abonați, dragii mei, m-aș bucura să urmăriți și celelalte videoclipuri. Vă îmbrățișez cu mare drag. La revedere, o zi minunată! Pa, pa!